dragii mei, Alice sunt, bine ați venit pe canalul meu, Dr. Crochet. Astăzi vom lucra împreună bobocelul de la floarea noastră de crin. Ia uitați cât de minunat este. Vom lucra încă unul verde împreună și cel roșu, abia desfăcut. Eu deja am lucrat 3 petale, fiindcă bobocul nostru este format din 3 petale. Le-am unit și apoi vă voi arăta sistemul de prindere. Acesta este doar un pic desfăcut, cel roșu. Da? Cel verde, după cum vedeți, este închis complet. Avem nevoie de fir, bineînțeles, eu voi folosi Supertiva de la Kanguro, această nuanță frumoasă de verde, însă fiind prea subțire, eu am hotărât să îl folosesc în două, da, și cu o croșetă de 1,75, așa, și aici voi folosi la această tijă, da, tulpina de la boboc, voi folosi această sârmă. Eu am cumpărat-o pe aceasta la kilogram, sincer, de la magazin de materiale de construcții. Găsiți, este mai grosuță față de cea pe care eu o folosesc, de exemplu, la frunzuliță sau la petală, da? Deci este mai groasă aceasta, da? Să aibă stabilitate, să-mi țină mie bobocul. Bineînțeles, dacă nu aveți hârtia adezivă, da? Specială pentru pentru flori, folosiți fir și îmbrăcați, da, sârma cu fir. Este ușor, este ușor și acest proiect. Pentru un mijloc aici, să-i dăm formă la bobocel, avem nevoie de un pic de vată, am folosit eu. Un pic pistolul de lipit, dacă nu, strângeți bine, rulați bine cu fir, aici, sus, da? Bine, bine, bine și apoi îmbrăcați cu hârtie, dacă nu aveți cumva cum să lipiți. Introduceți sârma mai în interiorul bobocului și o să vedeți că o să se prindă foarte bine și așa o să se fixeze, nu neapărat să lipiți. Sau în lipsa pistolului cu silicon, folosiți picătura sau super glue. Și acum să începem. Eu am lucrat deja 2 petale pentru boboc, pe a treia o vom lucra împreună. Și vom ridica 25 de ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, șaisprezece, șaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci și unu, douăzeci și doi, douăzeci și trei, douăzeci și patru, douăzeci și cinci. Din ochiul 2 începem și lucrăm picioruș scurt. Un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt. Deci avem 2. În următorul, 2 piciorușe dublu reduse, am dat după croșetă, am scos fir, introducem prin toate 3. Încă unul în următorul ochi, deci avem 2 piciorușe dublu reduse. În următoarele 3 ochiuri vom lucra câte un picioruș dublu. 1, 2, în următorul, din nou un picioruș dublu. În următorul, un picioruș dublu. În următoarele 9 ochiuri vom lucra câte un picioruș triplu. Dăm de 2 ori după croșetă, introducem în ochiul de lanț, da? Și avem 4 fire. Și scoatem prin 2, prin 2 și iar prin 2. Deci am scos de 3 ori, de aceea se și numește picioruș triplu. Deci vom lucra 9, prin 2, prin 2 și iar prin 2.
prin 2, prin 2 și iar prin 2. Am lucrat cele 9 piciorușe triple. Acum dăm după croșetă și lucrăm 3 piciorușe duble. Un picioruș dublu, în următorul mă duc, lucrez un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu. Dau după croșetă și voi lucra 2 piciorușe dublu reduse. Am 3 fire, scot prin toate 3. Dau după croșetă, introduc în următorul ochi, scot prin toate 3. Vom lucra în continuare 2 piciorușe scurte. Un picioruș scurt, un picioruș scurt. În ultimul loc introducem și lucrăm un picioruș alunecat. Un ochi de lanț și întoarcem și lucrăm. Două piciorușe scurte, 1, 2. Două piciorușe dublu reduse, 1, 2. Trei piciorușe duble, 1, 2. Ascundem și firul în lucru după cum vedeți, da? 2, 3 piciorușe duble și acum vom lucra cele 9 piciorușe triple. Practic facem cum am lucrat și pe partea cealaltă. 1, 2, am lucrat cele 9 piciorușe triple, acum lucrăm cele 3 piciorușe duble. Un picioruș dublu, în următorul ochi un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu. Două piciorușe dublu reduse, un picioruș dublu redus, în următorul un picioruș dublu redus. Și în ultimele două câte un picioruș scurt. 1, 2, da? Unim aici, acum, cu un picioruș scurt, un ochi de lanț și în același ochi, încă un picioruș scurt. Aici, în ultimul ochi lucrat, voi pune eu un semn, fiindcă de aici vom începe și vom face prinderea între petale, da? Deci în ultimul picioruș lucrat. Acum lucrăm în continuare. 3 piciorușe scurte, deci în următorul ochi un picioruș scurt. 1, 2, 3. 4 piciorușe dublu reduse. Deci în următoarele 4 ochiuri câte un picioruș dublu redus, da? 2, 3, 4, 2 piciorușe duble, 1, 2, dăm de două ori după croșetă și lucrăm 2 piciorușe triple, 1, 2, 3, încă un picioruș triplu, 2, 3, în următorul sporim, lucrăm 2 piciorușe triple, 1, în același ochi, da? 2. Așa am făcut o sporire. Vom lucra 2 piciorușe triple. În următorul ochi, un picioruș triplu. Dăm de două ori după croșetă. În următorul ochi, încă un picioruș triplu. În următorul lucrăm 2 piciorușe triple. Din nou facem o sporire. 1. În același ochi, da? 2. Lucrăm din nou 2 piciorușe triple. 1, 2, 3. În următorul
ok, încă un picioruș triplu, deci avem din nou două piciorușe triple, da? Acum lucrăm două piciorușe duble, două dubluri reduse și două scurte, deci două piciorușe duble, 1, în următorul 2, dăm după croșetă, lucrăm picioruș dublu redus, 1, în următorul 2, în următorul un picioruș scurt și în următorul un picioruș scurt, da? Un picioruș scurt. Lucrăm un ochi alunecat, da? Deci nu aici, ci în următorul, da? Un ochi de lanț și tăiem firul. Și aceasta a fost o petală la boboc. Da? Bun. Deci avem 3 petale. Da? După cum vedeți, ele sunt cu față. Noi trebuie să le prindem între ele. Da? Să ținem cont să fie cu fața, da? Nu cu dosul. Ia să tai eu aici și acum să facem prinderea. Da? Am zis că n-am pus semnul că de aici încep prinderea, dar aici este vârful meu, da? De aici de jos începem și facem prinderea. Deci, țin cont să am frunzele cu fața, îmi iau firul, lucrez o mică buclă ca să pot să introduc, da? Introduc aici jos și aici jos, da? Scot bucla pregătită și fac un ochi de lanț. Așa. Acum vom lua firul din partea exterioară. Vedeți? Nu introduc prin amândouă firele. Mă duc pe partea asta la altă și la fel iau firul din partea exterioară. Scot prin amândouă și fac picioruș alunecat. Introduc doar printr-un singur fir. Mă duc pe partea asta la altă în ultimul ochi și introduc tot printr-un singur fir, trag prin amândouă și ochi alunecat. Și tot așa, până în vârf. Deci să nu scăpați nici un ochi. Și de o parte și de alta luăm firul din partea exterioară. Da? Să rămână, uitați așa, vedeți? Se delimitează practic petalele și unim și ne întâlnim aici în vârf. Am ajuns în vârf, da? Luăm din vârf de aici fir, unim cu partea asta la altă, tot din vârf, din vârf de tot. Picioruș alunecat. Un ochi de lanț și tăiem firul. Fiindcă vom veni și cu cea de-a treia petală, da? Aceasta o ascundem în interior și o prindem aici. Fiindcă tot o lipim, da? Uitați așa.
Așa. Venim de jos de aici. Cu a treia petală, din nou facem o mică buclă și la fel prindem. Da? Prindem și de o parte și de cealaltă. În schimb, da, la ultima parte, când ajungem pe la jumătate, umplem bobocelul nostru cu vată suficient cât să-i dea forma, da, frumoasă. Și apoi vom introduce sârma și o vom lipi. Până atunci, voi lucra atât eu cât și dumneavoastră vom prinde și ne vom întâlni aici la jumătate unde introducem, da, pentru a-i da volum bobocelului nostru. Ia uitați, am unit aici și această parte, da, am ajuns în vârf. Da, am zis eu că vă las singurei să lucrați, dar mi-am adus aminte că aici în vârf vom face trecerea pe partea cealaltă. Da? Deci am ajuns în vârf, unim, introducem pe partea asta la altă, da, la frunzuliță în vârf și aici la fel. Da? Și unim cu un picioruș scurt. Da? Scoatem firul. Și apoi continuăm prinderea în jos. Da? Coborăm. Din nou cu aceeași tehnică, fiindcă așa ne rămâne nouă frumos rândul în relief și îmi delimitează petalele. Acest sistem de prindere. Da? Vine frumos bobocelul nostru. Și unim. Dacă doriți să lipiți, când ajungeți pe la jumătate, în momentul când umpleți bobocelul, introduceți și sârma pregătită pentru tulpină. Da? Puneți acolo adezivul și se lipește și continuați prinderea. Nu este greu, nici bobocelul, este foarte frumos și acesta. Da? Uitați, deja putem introduce. Eu am rulat așa un pic, i-am făcut așa între mâini, da? Să-i dau un pic formă. Dacă e prea multă, mai luăm, nu este problemă, dar eu zic să se umple aici frumos, da? Aranjăm un pic cu croșeta să se ducă și până în vârf. Uitați, și eu zic că este foarte frumos. Dacă mai e nevoie, mai puneți. Uitați, aici eu aș mai pune, de exemplu, un pic. Ne ajutăm cu croșeta să umplem, fiindcă vă dați seama la lucru și dumneavoastră. Da. Zic că este foarte bine. Și acum iau firul de sârmă, îl îndoi un pic aici, da? Voi puncta aici în mijloc, desfac așa, și voi puncta aici dumneavoastră ce aveți, ce adeziv aveți, introduc sârma, o fixez, las să se usuce și după aia continui prinderea foarte frumos, cum am făcut și până acum, și numai bine mi se fixează mie sârma aici. Și ajungem la acest moment. Vedeți?
Apoi eu am îmbrăcat frumos aici cu hârtie adezivă și am obținut bobocelul. La bobocelul roșu am lucrat din același fir bumbacul Flavia, ca și crinul nostru, da, fiindcă am aici și crinul. Așa, am unit petalele după cum vedeți între ele, însă eu am lăsat, haideți să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri. Da, am lăsat 6 ochiuri, am pregătit, haideți să dau bobocelul acesta deoparte, am pregătit aici la fel, tija, da, tulpină. Am pregătit, aveți în tutorialul cu croșetăm floare de crin, aveți cum să croșetăm staminele și stamina din mijloc. Am pregătit aici 3 stamine, după cum vedeți, stamina rotundă. Și eu acum voi așeza, da, aici mai spre bază, un pic de vată, la fel, fac eu între mâini așa, să-mi ia așa. Și așezăm aici, v-am zis, dacă este nevoie, mai luăm. Introducem staminele în mijloc și apoi voi face prinderea. Uitați așa, de aici de jos începem prinderea. Din nou voi lăsa 6 ochiuri aici, da? Și prind, dacă mai e nevoie la vată, mai pun, mai umplu. Dar cam așa vine bobocelul un pic desfăcut de culoare roșie. Da? Aici puteți să dați cu fixativ și să îndoiți un pic, să ondulați un pic așa frumos. Aici vata asta un pic mai jos. Da? Și așa se formează și bobocelul un pic desfăcut. Da? Eu vă doresc spor în continuare și ne întâlnim cu rezultatul final, dragii mei. Spor! Și am revenit, dragii mei. Uitați, am finalizat și aici de cusut. Am lipit un pic, da, sârmulița. Am îmbrăcat-o frumos în hârtie și iată rezultatul final. La bobocel, la fel am procedat, da, am terminat, am îmbrăcat și iată rezultatul. Acestea le vom atașa la floarea noastră de crin, da? O să vedeți, o să vă arăt în linii mari cum o să-l montez. Și bineînțeles că ce ne lipsea? Ne lipsea o frunzuliță. Ia uitați, deja la unul din boboci eu am atașat, deci vom face în continuare o frunzuliță mică și o frunzuliță un pic mai mare, da? Haideți să lucrăm. Bineînțeles că vom avea nevoie de sârmă de această dată. La bobocel ați văzut că nu am mai avut nevoie, însă la frunză avem nevoie, da? Fiindcă trebuie să aibă ținută. Așa, și să începem frunza mică. Vom ridica 20 de ochiuri de lanț, deci facem un prim nod și ridicăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Din ochiul 2 vom lucra două piciorușe scurte, adică un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt. Acum vom lucra două piciorușe dublu reduse. Am dat fir după croșetă, am scos, scoatem prin toate trei. Dăm după croșetă, introducem în următorul ochi și lucrăm din nou picioruș dublu redus. În următoarele două, câte un picioruș dublu de această dată, scoatem o dată și încă o dată și în următorul ochi încă un picioruș dublu. Deci avem două scurte, două dublu reduse și două piciorușe duble. Acum vom lucra 7 piciorușe triple. Dăm de două ori după croșetă, deci în următoarele 7 ochiuri, da, vom lucra câte un picioruș triplu. Avem 4 fire, prin 2, prin 2 și iar prin 2. Și lucrăm în continuare, da, până avem 7. 2, 3,
4, 5, 6, 7, acum două piciorușe duble, deci în următorul ochi un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu, două piciorușe dublu reduse, în următorul ochi un picioruș dublu redus, deci am scos prin toate trei, în următorul un picioruș dublu redus, în următorul un picioruș scurt și în ultimul un picioruș alunecat. Da? Un ochi de lanț și întoarcem, lucrăm, da? Din primul ochi de aici, un picioruș scurt, prindem firul în lucru, în următorul un picioruș scurt, în următoarele două câte un picioruș dublu redus, deci am dat după croșetă, introducem în următorul ochi, scoatem prin toate trei, în următorul ochi un picioruș dublu redus. Dăm de două ori după croșetă și vom lucra trei piciorușe triple. În următoarele trei ochiuri, câte un picioruș triplu. Deci scoatem o dată, de două ori, de trei ori. Am făcut un picioruș triplu. În următorul, picioruș triplu. Dăm de două ori. În următorul, un picioruș triplu. În următorul, sporim. Da? Lucrăm două piciorușe triple în același ochi. Nu? Deci introducem în același. Da? În următorul ochi, din nou vom lucra două piciorușe triple. 1. În același ochi, da? 2. Deci am sporit de două ori. Acum vom lucra două piciorușe triple un picioruș triplu în următorul ochi un picioruș triplu, da? Două piciorușe duble, deci în următorul un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu, două dublu reduse, în următorul un picioruș dublu redus, în următorul un picioruș dublu redus, deci scoatem prin toate trei, două piciorușe scurte, 1, 2, unim aici deasupra primului picioruș, da, cu un picioruș scurt, un ochi de lanț și continuăm. Lucrăm trei piciorușe, deci din primul ochi de aici, da? Deci aici am unit, da? Și începem și lucrăm, da? Un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt. Deci avem trei piciorușe scurte. Da? Acum, două piciorușe dublu reduse. În următor, un picioruș dublu redus, în următor, un picioruș dublu redus. Două piciorușe duble, deci, un picioruș dublu, în următor, un picioruș dublu. Două triple, în următorul ochi, un picioruș triplu. În următor, un picioruș triplu, deci avem două piciorușe triple, da? În următoarele două vom lucra câte două piciorușe triple, deci vom spori. Dăm după croșetă și aici facem o sporire. Două piciorușe triple în același ochi, în următorul din nou sporim. Da? Deci avem două sporiri, două piciorușe triple, da? După cum vedeți, am lucrat în următoarele două ochiuri.
Acum lucrăm un picioruș triplu, în următorul ochi tot un picioruș triplu, da? Un picioruș dublu, încă un picioruș dublu în următorul, deci avem două piciorușe duble, da? Două reduse, unu, doi, și în ultimul ochi un picioruș scurt. Unim aici, deasupra primului picioruș, da, cu picioruș alunecat. Așa. Și vom introduce sârma acum. În ochiul de lanț o îndoim un pic și o prindem în lucru, bineînțeles. Deci, un ochi de lanț și din primul ochi lucrăm piciorușe scurte. De jur împrejur, bineînțeles, în vârf o să realizăm un mic picou. Deci, prindem sârma în lucru cu piciorușe scurte, după cum vedeți. Da? Ajungem în vârf. Vom realiza un mic picou, trebuie să-i dăm formă, da? La frunzulița noastră. Uitați așa, trebuie să modelăm noi aici frumos cu frunzulița, cu sârmă. Da, deci am ajuns în vârf. Dăm după croșetă și introducem aici în vârf. Avem trei fire, scoatem prin toate trei. 1, 2 ochiuri de lanț, introducem la bază, da, prin fire și un ochi alunecat și astfel am făcut un picou, da? Și încă o dată în același ochi, încă un picioruș dublu redus. Am dat după croșetă, am scos fir și scot prin toate trei. Și continui pe partea asta la altă și prind în continuare sârma mea. Vă modelați aici. Da? O dați în jumătate sârmulița. Mă scuzați. Așa. Și prindem sârma în lucru. O modelăm noi frumos la urmă. Și am îmbrăcat și pe partea asta la altă, bineînțeles că unim aici deasupra primului picioruș cu un ochi alunecat, da? Introducem croșeta pe dedesubt, pe sub sârme și mai tragem încă o dată firul, da? Și tragem și tăiem. Ia să vedem noi. Așa. Modelăm frumos. Uitați așa. Minunat. Minunat. Aici în vârf, bineînțeles că putem strânge noi un pic sârma. Și apoi, uitați. Foarte frumos. Și modelăm, modelăm, modelăm. Ca aici, după ce o modelăm, noi putem răsuci, fiindcă ea rămâne mai bine modelată, așa cum am făcut-o noi. Da? Aici tăiem și voi îmbrăca codița cu un pic de hârtie adezivă și gata, frunzulița mică. Prind aici firul, bineînțeles. Uitați așa, rulăm și îmbrăcăm. Foarte frumos. Pe aceasta mică eu o voi pune la
bobocel. Unde este bobocelul meu? Ia să vedem. Sau așa, sau mai jos, cum doriți, fiecare cum dorește. Și totodată, după ce am stabilit, da, prind cu banda mea în lucru de tulpină și frunza. Și apoi o vom monta, bineînțeles, lângă floare. Uitați, foarte, foarte frumos. Și acum vom începe să lucrăm frunza mare. Frunza mare o vom începe pe 35 de ochiuri de lanț și numărăm 1, 2, 3, 35. Vom începe din ochiul 2 și vom lucra un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt. Dăm după croșetă picioruș dublu redus în următorul ochi, încă un picioruș dublu în următorul ochi, încă un picioruș dublu în următorul ochi. Dăm după croșetă, în următorul ochi, picioruș dublu. Scoatem de două ori, da? În următorul, un picioruș dublu. În următorul ochi, un picioruș dublu. Deci avem 3 piciorușe scurte, 3 dublu reduse, 3 piciorușe duble. Acum vom lucra 16 piciorușe triple. Dăm de două ori după croșetă și începem. În următoarele 16 ochiuri, câte un picioruș triplu, da? În următorul picioruș triplu. Deci am făcut două. Și lucrăm în continuare până obținem 16. Am lucrat cele 16 piciorușe triple, acum vom lucra 3 piciorușe duble, în următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș dublu, 1, 2, 3, în următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș dublu redus, deci am dat după croșetă, scoatem prin toate 3, 1, 2, 3, da? Un picioruș scurt în următorul, un picioruș scurt în următorul și în ultimul ochi lucrăm un ochi alunecat, un ochi de lanț și întoarcem și lucrăm în primul ochi. Un picioruș scurt în următorul. Un picioruș scurt, în următorul, un picioruș scurt. Deci 3 piciorușe scurte, da? 3 dublu reduse, 1, 2, în următorul, încerc să prind firul în lucru, 3, în următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș dublu, da? Un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu. Deci avem 3 scurte, 3 dublu reduse, 3 piciorușe duble. Acum vom lucra 3 piciorușe triple, adică în următoarele 3 ochiuri câte un picioruș triplu. 1, 2, 3. Deci am dat de două ori după croșetă, da? Și am scos de 3 ori, de aceea se numește picioruș triplu. Am lucrat și 3 piciorușe triple. Acum sporim. Vom lucra 2 piciorușe triple în următorul ochi. 1. În același ochi, încă un picioruș triplu. În următoarele 2 ochiuri, câte un picioruș triplu. Deci un picioruș triplu în următorul ochi, dăm după croșetă din nou de două ori și lucrăm încă un picioruș triplu în următorul ochi. Din nou sporim. Deci două piciorușe triple în același ochi. 1, 2. Deci am mai sporit încă o dată.
și vom avea în total 4 sporiri. Deci vom lucra din nou piciorul triplu, în următorul piciorul triplu, în următorul două piciorușe triple sporim 1, 2, 3 în același ochi, da? 1, 2, 3 din nou. În următorul un picioruș triplu, 1, 2, 3. În următorul un picioruș triplu și în următorul sporim și avem 4 sporiri cu piciorușe triple, da? Așa. În următorul un picioruș triplu, în următorul ochi un picioruș triplu, 2, 3, 3 piciorușe duble, în următoarele 3 ochiuri câte un picioruș dublu, 1, 2, 3, în următoarele 3 ochiuri câte un picioruș dublu redus, deci am dat după croșetă, am 3 fire, scot prin toate 3, 1, 2, 3 și 3 piciorușe scurte, 1 în ultimele 3 ochiuri, da? 2 și în ultimul 3. Unim deasupra primului picioruș cu un picioruș scurt, un ochi de lanț și lucrăm. 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, da? 3 piciorușe dublu reduse, 1, 2, 3. Deci am lucrat 4 scurte, 3 piciorușe dublu reduse, acum vom lucra 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 piciorușe triple. Vom începe cele 4 sporiri, da? Acum vom lucra un picioruș triplu, în următorul un picioruș triplu, în următorul 2 piciorușe triple, în același ochi. Avem o sporire, da? Lucrăm un picioruș triplu în următorul, în următorul tot un picioruș triplu, în următorul sporim 2 piciorușe triple în același ochi. 1, 2. Avem a doua sporire. Din nou, un picioruș triplu, un picioruș triplu, sporim 2 piciorușe triple în același ochi. 1, 2, 3. Picioruș triplu în următorul, deci am făcut și a treia sporire, picioruș triplu în următorul, acum vom face a patra sporire. 2 piciorușe triple în același ochi. 1, 2. Vom lucra 3 piciorușe triple. 1, 2, 3. Deci în următoarele 3 ochiuri. 1, 2, 3. Da? 3 piciorușe duble, da? 1, 2, 3, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 piciorușe dublu reduse, în următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș dublu redus, 1, trebuie să dau după croșetă, 2 și în următorul 3. Și la final, 3 piciorușe scurte. 1, 2 și în ultimul aici, 3. Da? Unim, bineînțeles, cu piciorușa alunecat
Introducem sârma acum. Vă măsurați și introduceți cât să modelăm pe lângă frunză și să ne rămână și codiță. Introducem așa și prindem cu piciorușe scurte sârma în lucru. Un ochi de lanț și începem și unim. Prindem sârma cu piciorușe scurte. În fiecare ochi câte un picioruș scurt. Da? Și ne întâlnim în vârf. Am ajuns în vârf și la fel ca la petala mică vom face în vârf un picot. Da? Am dat după croșetă. Introducem aici în vârf. Scoatem fir. Avem 3 fire. Scoatem prin toate 3. 1. Două ochiuri de lanț, deci lucrăm picou, da? Prindem cele două fire și scoatem ochi alunecat. Introducem din nou prin același ochi și mai lucrăm încă un picioruș dublu. Și coborâm din nou cu piciorușe scurte și prindem sârma în lucru. Și iată! Aproape gata și petala mare. Așa, și având acum toate elementele pregătite. Deci, floarea de crin, da, bobocelul un pic desfăcut, da, le așezăm într-o ordine. Avem bobocelul verde, aici am lăsat, deci cu frunzuliță, da, avem doi boboci și cele două frunze mari. Da? Bun. Acum, după cum știți, eu am montat floarea desfăcută de tot și floarea din 3 petale. Da? Haideți să așezăm în ordine cronologică, ca să zic așa. Întâi, bobocul verde. Da? Neînflorit. Și o să-l prindem aici un pic, ca să stea frumos. Da? Și voi prinde eu frumos cu hârtie să îmi stea. Așa. Bun. Eu zic că vine frumos. Aș mai prinde un bobocel tot verde, un pic mai jos, în partea asta la altă. Da? Așa, ia să tăiem noi de aici hârtia și să o folosim mai sus. Așezăm. Să completăm noi floarea noastră. Așa. Aici cred că pot să prind și bobocelul, da, în partea asta la altă pot să-l prind, ia uitați așa, cred că vine frumos, nu-i așa? Așa, și fiindcă tot am hârtie aici, prind și vom încadra și cele două frunze și rulăm la final. Până acum eu zic că vine foarte, foarte frumos. Le mai dat, fiindcă e sârmă, le ondulăm, putem să le ondulăm foarte bine. Nu este nicio problemă, nu se rupe. Așa, și acum să prindem un pic și frunzele. Una de o parte și una de cealaltă. Și gata, crinul meu. Ia uitați cât de minunat vine. Da, aici trebuie să mai îmbrac eu, să completez. Da, să vină frumos. Scuzați. Așa. E, acum da.
pot să îmbrac. Așa, și cealaltă frunză un pic mai jos. Nu-i așa? Deci voi rula și aici. Și acum îmbrăcăm toată tulpina și gata crinul nostru. Ia uitați, dragii mei, ce minunăție a ieșit! Foarte, foarte, foarte frumos! Mie îmi place foarte mult și acest proiect. Este el mai amplu, dar iese minunat. Da? Mă bucur că am putut să vin în fața dumneavoastră și cu boboceii. Da? După ce am lucrat tutorial la floare, am revenit și mă bucur tare, tare mult cu bobocei și frunzele să putem completa minunata floare de crin. Dragii mei, acesta a fost proiectul final. Mă bucur tare mult că lucrați alături de mine. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu. Le mulțumesc și celor care nu s-au abonat și cu toate astea lucrează după tutorialele mele. Și până la un nou proiect, eu vă spun spor în toate și toate cele bune. La revedere!